Salutare, surori și frățioare! Astăzi vin cu un nou story, cu o nouă poveste și vreau să vă mărturisesc așa o întâmplare de la noi din cartier, de la noi din oraș, din Craiova. Și vreau să aduc în esență mai mult faptul că băutura nu e ok, alcoolul nu e bun. Pentru că, indiferent ce s-ar întâmpla, chiar dacă ești vagabond, chiar dacă ești șmecher, chiar dacă muncești, consumând alcool, creierul tău nu-ți mai judecă. Și astăzi o să vă povestesc cum era să se termine o prietenie de 13-14 ani în timpul acela, de la un pahar în plus. Pentru că în momentul când bei, da, și s-au distrus familii de la băutură, s-au făcut crime de la băutură, scandaluri, a ajuns lume mutilată prin spitale și tot felul de atrocități. De ce? Ai impresia că ăla îți vorbește pe dos, ai impresia că, nu știu, ai aere de superioritate, că ăla se uită urât sau că ceva de genul, și automat de acolo de ajuns o vorbă proastă și începe tot scandalul, pentru că tu nu mai judești corect, știi? Dar, până să începem, haideți să urmărim videoclipul și să vedeți toți cam despre ce e Craiova. Porteria eterna Teranova, cântece care astăzi și priviți, ai Universitatea, hai Craiova, campioana unei mari iubiți. Golgheria eterna Teranova, un cântec care astăzi și-mi primit, ai Universitatea, hai Craiova, tu campioana unei mari iubiți. Acum 10-12 ani, nu mai știu exact cât, oricum eram și noi puști, aveam 22-23 de ani și eram toți trei prieteni, eu, Laurențu și Smiley, băieții ăștia doi, eram toți prieteni, cred că de prin clasa 5-a, 6-a. Copilărisăm toți, eram prieteni, ne ajutam la unele, la altele, în fine. Și într-o zi ne-am apucat să bem. Hai bă, să bem, că beam înainte, beam și eu până cădeam prin șanțuri să mor, dacă nu beam, până eram alcoolistul de sector, de servicii, eram praști. Și ne-am apucat să bem într-o zi, era vară, știi? Și zice, bă, hai unde mergem să mai bem? Bă, hai să mergem la lăutari, la Bigu Vechi, că cântă muzica, e terasa aia frumoasă acolo și a, la, haide bre, hai. Și plecăm acolo la Bigu Vechi, toți trei, împreună cu unul Mihai, tigru, așa îi ziceam noi, tigru. De ce? Era, vă spune de ce ziceam tigru, era ca tigru, vere. Îl momeau ăștia, știi, bă, ești un tigru, ești cu tare, în fine, nu știu. Și îl țineau ăștia după el. Bă, și am ajuns acolo la lăutar, la terasa aia acolo și a, bă, am stat, dă-i un pahar, dă-i două, bă, nimic. Toți trei acolo cu Mihaela, cu Tigru, bă, vere, vorbeam despre ce vorbeam noi. Acum, eu l-am văzut pe Smiley ăsta că era cam înțepat puțin. Dar am zis, băi, băutura din el, i s-a schimbat fața, i s-a plimbă ochii în cap, așa e omul la băutură, înțelegi? Mai adune un râd, mai adune un râd. La un moment dat, Laurențiu, ce zice lui Mihai ăsta? Băi, Tigrule, da, ia papucii ăștia din picioare și du-te până la mine acasă și adu-mă o pereche de Adidas de la mine. Mă, până aici, nimic. Wow. Dintr-o dată, Smiley zice, mă, dar cine morții mătie ești tu să-l trimiți pe ăsta să-ți aducă Adidas de acasă? Păi ăsta zice, mă, vre, ce te baști, că e copilul meu, umblă cu mine, îl țin după mine, îl trimit unde vreau. Dar ce, mă, dă-te morții mătie, te-ai șmecherit? Bă, iure, acum vezi tu, ăluia bea de la masă, i s-a părut că ăsta e mai șmecher ca el sau ceva de genul sau că-l încalecă, că l-a trimis pe ăla să-i aducă Adidas și iată, știi? Mă, și au început discuțiile, ba să-ți fut, ba să-ți bag, băgăm și făceam și știu, mă, să ridic amândoi în picioare și dai mâncați și pula ta, pum, și stânga și dreapta, mă, ridic și eu, o ia, să iasă din terasa aia acolo și a, dă-i după mașini, dă-i, pum, picioare, îi dă și ăla, îi dă și ălălalt. La un moment dat, Laurențu pleacă, rămân eu cu Smiley. Bă, zic, ce, acum, nu puteam nici să mă bag între ei, că multă lume, domnule, de ce nu te-ai băgat? Bă, era tovarășul meu și ăla de 15 ani și ălălalt, înțelegi? Oamenii, vezi, ce mă bag eu? A, s-a ajungea la altceva, dar și-au dat, și-au împărțit, pum, și-au împărțit ălea, știi? Nu era frumos. În fine, stați așa să vă spun. Și zic, bă, hai bă, dracu, să mergem de aici, bă, zic, te-ai nebunit, mă, te bați cu ăsta, bă, tu ai nebunit la cap, zic, chiar așa ce a făcut băutura din voi și era mai beat că ei. Și plecăm. Plec cu Smiley ăsta, prin cartier pe acolo și ea, bă, nu cred că trece vreo 40 de minute, bă, vere, hai până la Laurențiu. Mă, vere, unde mai mergi, zic, la Laurențiu? Zic, vă bătrân și acum mergi la el, vreți să vă bateți din nou, nu mai să moară să facă, nu, vere,
să-i moară sorusa, dacă mai caută bătaie, dacă mai caută scandal. Mi-a rămas, nu mai știu, avea un lanț de aur. Mi-a rămas un lanț vere de aur la el și să-mi dea vere lanțul. Mă, vere, lasă lanțul, zic că le iei mâine, hai să mergem acasă, ne trezim, ne alea și le iei, nu vere, că să-mi dea lanțul, să-mi dea lanțul. Hai cu mine, bă, zi, merg cu tine, dar să moară familia mea. Dacă încerci ceva sau dacă e cu scandal, mai bine spune că mă duc acasă și vă las, nu mă mai bag eu, știi? Nu, vere, nu să moară, să facă dacă e cu scandal. Hai, vere, hai. Bă, vere, acum s-a făcut să puțin așa seară, știi? Ajungem la Laurențiu la bloc și ce sună-l, vere, tu? Bă, vere, îl sun, dar la urmă zice ăsta că-l cobor și faci ceva și ce că am făcut eu manevră să-l cobor jos. Bă, vere, să-i moară soiul, să jurătură, dacă o face nimic decât să-i dea lanțul. Bine, vere, sun pe Laurențiu. Ce faci, vere? Ce să fac, vere, stând în casă? Îl jura pe ăsta, băga-mea și făcea-mea și unde e ăla să moară. Bă, zic, uite, sunt cu el jos aici la tine la scară. Eram la blocul turn în stația 30. Sunt cu el jos la tine aici la scară, coboră, vere, și adu-i lanțul și gata, dar nu coboră cu din alea, cu smarduel, cu gata, că asta e cu tare. Hai că cobor. Bă, vere, coboră ăsta Laurențiu. Între timp, mai vin și 2-3 prieteni, Cosmin Grasu, Toni, Bobonete, dar tot acolo și la bloc, știi? Coboară Laurențiu de sus. Să pune așa pe un gard, era un gard mic, îi venea până la șol, știi? Să pune așa pe șol, pe gard, stătea așa cu mine, așa, știi? Și ce vino, vere, să-ți dau lanțul. La care smile ăsta? Sau ce lângă el? Și acum eu i-am văzut că vorbeau. Ăsta stătea așa pe gard, ăla stătea în fața lui și vorbeau, știi? Zic că vorbesc, dă-i în pula mea, să-mi pacă prieten, dă-i în sărăcie să-i bat. Mă, și la un moment dat, nu stăteam de vorbă cu ăștia, mă, vere, l-am văzut pe smile, că i-a dat una. I-a dat, nu l-a doborât, l-a clintit așa, l-a dat puțin peste gard și a revenit înapoi, i-a mai dat una și ăsta a fugit repede în scară. Acum noi, la fracțiune de secundă, îți dai seama, am sărit pe smile ăsta, dar eram și departe, eram vreo 10 minute. Bă, ce faci, bă, să-ți trăiască? Bă, zic, ai zis că nu faci, că nu cu dă-l, băga-mea și făceam nu știu cum. Stând toți acolo, ca să vedeți cum se ajunge la crimă. Din nimic, din adun vere și mi-o pereche de adidași. De la băutură, că asta vreau să vă spun. Stând acolo, nu cred că a durat 40 de secunde, mă, coboară ăsta din scară, îți dai seama, s-a sus cu un cuțet atât. Îți dai seama, omul când a coborât și crizat, că așa și puțin pilit, bă, să moară cea mai scumpă. Când a dat, cum crezi că a dat? A dat să-l omoare. Să moară cea mai scumpă, n-a dat să-l omoare. Eu am fost acolo, a dat să-l omoare. Dacă nu-l trăgea Bobonete, un băiat de rea cu noi, pe Smiley, bă, să dea Dumnezeu să mor, dacă nu-i lua toată, îi dădea burta pe, îi curgea mațele din el. Bă, atât era. Bă, a dat să-l omoare. L-a tras, în momentul ăla, eu aveam o bâtă telescopică pe timpul ăla la mine, știi? Și am scos bâta telescopică, dar de ce am scos-o? Ăla ce-a considerat, că dau în el sau și nu? Am scos-o la modul să nu mai vină să dea cu cuțetul, m-am pus în fața lui cu bâta telescopică, am deschis-o, la modul să nu mai vină ăsta nebunul, să, că până la urmă, dacă nu era nimeni, să-l lua după el cu cuțetul și îi dădea să mor dacă nu-i dădea. În fine, și-a scos bâta telescopică și am început și eu să înjur așa, știi, mă, ce faci, băga-mea, gen, da, ca să știi. Și ăsta când a văzut, știi, bine, ne-a văzut vreo 3-4 inși, A băgat cuțitul, l-a pus așa pe spate, în fine, bă, am calmat spiritele, ăsta s-a dus acasă, ălălaltul s-a dus acasă. Și am stat așa și m-am gândit, bă, zic, uite unde se poate ajunge, de la un par împus, bă, de nimic, bă, n-a fost pe bani, n-a fost pe nimic. Pur și simplu, lui ăla i s-a părut urât că l-a trimis ăsta pe ăla. Bă, i-a luat Dida și dacă că tu ești mai șmecher ca mine, îi spui lui, sau nu știu, cred că era invidios că ăla are cățel și ăla n-are, sau bă, ceva de gen, nu pot să-mi dau seama, dar să mor dacă nu se ajunsese la crimă. Și hai să vă mai spun una cu mine. Într-o noapte de Revelion, de fapt nu mai era noaptea de Revelion, era vreo 5-6 dimineața, să spărsase toate Revelionele pe acolo, prin cartier, în fine, noi beți, mă duc la Laurențiu, la prietenul ăsta al meu. Mă duc la Laurențiu. Băi, dacă vezi vlogul ăsta, lasă-și tu un comentariu să-ți trăiască familia ta. Mă duc la Laurențiu mort. Mort și eu de beat. Beat. Nu mor, dar beat. Beat. Când intru acolo în casă, în dormitor era el, Chelie și Pitbull. Niște tot. Bine, Chelie nu prea era prieten așa cu noi. Cunoștință din cartier, știi? Chelie ăsta mor de beat. Când o să moară familia, turna bereau, turna pe lângă el pe aici.
Făcusat o baltă în pat. În fine, eu acum deranjat de el, dar cred că aveam și așa ceva pe suflet cu el, nu știu, nu prea înghițeam eu mai de mult, că am vrut eu să-l tâlhăresc odată. L-am alergat cu o sabie atâta și a fugit în casă, știi? Și a sunat pe un fost cumnat de-al meu, uite, domnule, vrea Vergi să mă taie, să nu-mi trimine, m-a sunat ăla înapoi și eu atunci, de atunci eram așa nervos pe intervenția de mi-a făcut să băgăm și pula în familia ta, zic, când faci intervenție cu ăla, în fine. Și aveam așa ceva pe suflet cu el și, bă, sunt acolo în caz, bem, 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 bă, nu știu cum facem, că nu mai țin minte, ori pariu a fost, ori mai știu, și mă iau la trântă cu Laurențiu, în pat, dar la modul care, nu știu, care îl pune pe ălălalt jos, nu mai știu. Pe momentul ăla, căcatul ăsta de chelie, mă împinge din pat, bă, da, m-a împins, cred că cât a putut. Mă împinge, bă, m-a aruncat în șifonier, am căzut cu spatele de șifonier, jos, n-am mai putut de durere, și cu mâna pe un cuțit, care nu știu ce căuta pe acolo, pe o mansardă din asta, de tort, de nu știu ce a fost, și am căzut cu mâna în cuțit și m-a ciupit puțin cuțitul ăla aici. În momentul ăla, și beat și cu nervi, vezi când am văzut că m-a ciupit, am pus mâna pe cuțit, m-a ridicat în picioare, zic, băga mea și pula în familia ta, mă împins să rup spatele. Și, mint, i-am dat una în burtă, aici, și una în umăr. Și nu mai știu, i-am dat și un picior în gură, nu mai știu ce i-am dat, în fine, pe acolo. Dar inițial l-am înțepat în burtă și în gură, în umăr, știi? Acum, îți dai seama, s-au băgat ăștia. Am realizat și eu la secundă ce am făcut. Nu mă interesa din număr, mă interesa din burtă cât i-a intrat. Bă, chelie, bă, chelie, chelie, nimic. Mâncați ești pula ta, da, a fugit pe ușe. Ce-a făcut? Mă, vede, când a ieșit, vezi, Dumnezeu, n-ai mă când e. Ne-am uitat când am ieșit din scară, când se traverseze strada, o mașină de poliție, o albinuță din aia, tititi la el, tititi la el să se dea din stradă, el când i-a văzut pe ea și tăiat, mă omoară. Ai de pula. În fine, a venit poliția, l-am văzut că a vorbit așa cu el, i-a arătat pe la burtă, Doamne, mâncați și pula, te-ai fi luat vreo 5, famă, eram, îți dai seama că mă gândeam, eram căcat pe mine, știi, zic, Doamne, mă duc la pușcherie să moară, din nimic. M-am trezit imediat din băutură. A urcat poliția sus, n-am deschis, în fine, nu știu, știa oricum cine suntem, ne-a spus el cu tare, a doua zi ne-a chemat la gardă, cum s-a întâmplat, uite așa, bă, de abii m-am ținut de capul lui. Noroc. Că doar l-am ciupit, nu i-a atins vreun organ sau ceva, doar carnea, știi? Avea o țâră așa, dar în carne, știi? Bă, de-a bine am rugat de el să moară cea mai scump, să-și retragă. Nu mai știu cât i-am dat în timpul ăla, i-am dat ceva pe acolo, în fine, au venit și ei mari, s-au rugat de el să-și retragă. Bă, și și-a retras, spuneam, tot asta vreau să aduc în esență, de la băutură, frate. Dacă eram 30, nu făceam așa ceva, înțelegi? Iar cu chelie, tot de la băutură, că vă mai spun una, eram vreo 12-13 inși, pe la Steaua Nordului, pe centură. Eu, Laurențiu, Smiley, Alin, Lică, Zamă, Picu, mulți, la o masă. Chinezu, la o masă. Chinezu, de când am intrat acolo, mi-a spus, bă, vreau, eu nu-l sufăr pe chelie ăsta. Vreau să chelie să-i facă manevră mai de demult cu, în fine. Mă zic, lasă-l, vere, că nu mai știu acu era ziua lui Lică, mi se pare, nu mai știu. În fine, toți la masă acolo și stând la masă, deschide Alin subiectul de nu știu ce, cum e, și vine chelie și ce? Păi iau TVR ce briceaga meu și desface chelie un briceag și îl pune pe masă. I-a arătat lui Alin, știi? Acum chinezul! Bă, futu-ți morții, mă, ție nu ți-e rușine să pui briceagul pe masă în fața lui ăsta? Le interesa pe ăla de Alin. Să-și caute motiv, știi? Într-adevăr că să deschizi briceagul, să-l pui pe masă de față cu mai mult, asta ce înseamnă? Mă vede, ce faci? Ce ne spui? Că vrei să ne tai sau ce? Știi? În fine. Bă, frate, și stând acolo la masă, vezi că aici și eu am stricat, dar vezi dacă eram și eu beat, îți dai seama. Se ridică chilie de la masă, se aducă la baie. În momentul când a intrat pe ușa de la baie, chinezul îmi zice, îi dau, eu acum beat. Zic, Rupel, să ridică și chinezul, să duce după el la baie, mă ridic și eu, ca să vedeți ce bătaie a început, mă ridic și eu, să mă duc și eu la baie, să văd și eu mardel. Bă, mâncava și pula voastră. Am apucat să văd, s-a întors așa chelie, deci, bă, dacă am văzut în viața mea pumn pe contră, i-a dat prima oară cu stânga, l-a dat pe partea asta și când s-a dat înapoi, când i-a dat o dreaptă, bă, să moară cea mai scundă, l-a luat coma. N-am văzut atâta sânge,
Bă, curgea din el ca din porc în baia. N-am, eu am zis că l-au omorât. Am zis, l-au băgat în comă să moară familia mea, că a dat și cu capul de pișoarul ăla. În fine, au intrat ăștia repede, zamă, lică, picu și ăștia morți de bez, bă, ce faceți chinezul, bă, voi ce morți moștii, vă băgați, bă, ce a început niște pumni, dintr-o parte și din alta, să moară familia mea. În fine, de-abia l-am luat pe călie de acolo și au chemat ăștia salvarea, în fine, tot de la băutură. Și iar de la băutură, că asta a fost cea mai gravă, mă duc cu Alin, cu Lică, cu Toni, cu Bobonete, bă, vreo două mașini, haideți-mă la discotecă, la Stoina. E discotecă la Stoina. Asta vă spun acum, nu știu, 12, 13, 15 ani. Eu beat. Că de-aia nu mai beau de 7-8 ani. Eu beat. Intru în discotecă acolo la Stoina. Mă pun în mijlocul discotecii, scot o baionetă atât și bă, da, ia stopă muzica, băgăm și pula în familia voastră. Bagă-mi nu știu ce melodie. Mă, ăștia îți dai să mă trecea, nu mai... Era plin, cred că erau 200 de persoane. Acum țăranii, pur cred că n-au realizat... Ori cred că le-a fost daral, ori cred că le-a fost ce le-a fost, bă, n-au zis nimic. Pe mine m-a deranjat că n-a zis nimeni nimic, că eu căutam moarte. Înțelegeți? Și ies afară. Erau niște scări. Nu știu care ați fost pe acolo și vă uitați la vlogul ăsta, știți despre ce vorbesc. Erau niște scări. Coborai așa de la discotecă în jos, știi? Și stau așa pe scările alea, mi-a prins o țigare, Alin cu ăștia pe aici așa, jos la poartă, cum ar fi la gardul discotecii aia, două mașini de gardă. Stăteau oamenii, opt gaburi, stăteau și vorbeau sau ce făceau pe acolo. Și zic, băi, s-au uitat, băi, da, să vă iau familia în pulă la toți. Ăia cred că n-au înțeles prima oară, sau ori n-au vrut să înțeleagă, nu credeau, știi. Ce ai zis, mă? Să vă iau familia în pulă la toți de aici, de lângă mașinile astea. Mă, vede, ăștia au rămas stei. Ăia garda au rămas și ei pentru 5-6 secunde așa că era de necrezul, știi? Și mă duc înspre ei, bă, vre. Să apară familia mea. De n-au sărit toți pe mine. Nu știu ce mi-or fi dat prin cap, pe la mâini, pe la picioare, pe la... Dar țin minte că mi-a băgat unul curentul aici. Bă, să-mi bat pula, nu știu ce pula mea de din aia cu curentul au avut. Bă, mi-a ars carne. Bă, mi-a ars carnea de aici. Mi-a ars carne. În fine, dacă nu erau ăștia să sară, să zbiere, să facă, să cutare, bă, să-mi bat pula de mâini, că mă băteau toată noaptea. Toată noaptea pe câmpurile aia, pe hărtoapele, cred că mă omorau și așa mi-au dat ceva. În fine, plecăm, ne lasă să plecăm, plecăm de acolo și eu în mașină, eu Lică la volan, Brănescu în spate cu Alin. În mașină să mergem la Craiova. Acum, eu tot bet. Și îmi zice Lică, băga mea și pula măta, dacă ne așteaptă ăștia la intrare în Craiova. Eu acum ce am înțeles? Că dă el telefon Lică să mă aștepte pe mine cineva la intrare în Craiova să mă bată. Și bă, vere, la volan, să mor dacă vă mint, dar vezi mă dacă e, bă, ce înseamnă și anii adolescenței și băutura. Măi, dau un pumn la volan, conducea omul, să moară familia mea de nu conducea. Nu mi-am dat seama că poate să intre cu mașina în râpă, poate să intre pula mea, poate să... Îi dau un pumn la volan, măcați și pula ta direct aici în ochi. Dă repede în frâne, Brănescu din spate, a, de ce, îi dau și eluia una și mare bătaie, mâncați și pula ta. Ne-am bătut, să moară familia mea, ne-am bătut acolo, am sărit în altă mașină la Toni și ne-am mai bătut o dată în bar la Andu, la Segarcea. Deci dă seama, ei, și toate astea, și în fine, ar mai fi multe. Ei, și toate astea de la băutură coaie. Că de asta spun, bă, nu e bine. Adică nu zice nimeni să bei, dar în momentul când bei, până îți pierzi mințile, nu mai judeci, nu mai, vrei să spun ceva, te uiți urât și pe frate tu, te uiți urât și pe măta, câte crime nu s-au făcut de la băutură, câte scandaluri nu s-au făcut de la băutură și de la femei, că de la bani nu se bate nimeni, înțelegeți? Și de asta vreau să vă fac story-urile ăștia, nu știu, poate unii dintre voi o să înțelegeți ceva din asta, că de multe ori era să se ajungă la crimă. Și eu cred că de la un scandal la băutură până la crimă, e atât. Deci nu cred că e mult, de ajuns până punem unul mâna pe cuțit. Că atunci tu nu mai realizezi că te duci la pușcărie, că nu e bine, că l-o omori pe la gâla. Înțelegi? Și asta vreau să vă spun. Eu vă salut, vă pupă fratele vostru. Nu beți sau cel puțin nu consumați alcool în exces. Aveți grijă de voi, de cei din jur și de viața voastră, că viața e frumoasă, fraților. Și e păcat să o irosiți pe 3 secunde de ciumegăreală. Vă pup, fratele vostru, vă aștept și la alte story-uri. Tschüss, tschüss, miau, miau.